Zeci de pacienți de la fiecare medic de familie din Valea Jiului s-au trezit că sunt buni de plată din cauza sistemului nefuncțional. Cum a fost posibil? Simplu. Calitatea de asigurat nu a fost cea pentru care au beneficiat de un anumit tratament și pentru că sistemul cardurilor de sănătate este mai mult defect, oamenii au fost puși să plătească integral tratamentul. S-a întâmplat până și unui pacient cu leucemie, iar medicul care l-a tratat spune că omul a ajuns să facă infarct și starea sa de sănătate s-a înrăutățit considerabil. Sunt mulți pacienți care plătesc, le vine acasă, nu știu prin ce formă, notă de plată, că nu a fost aceeași calitate de asigurat care s-a declarat în rețeta, care figura la momentul respectiv pe sistem. Sunt mulți, sigur, că da, fiecare medic are zeci de pacienți care au plătit așa. Au fost sume de la 10-15 lei până la 3.000. 5.000, eu știu cum, depinde fiecare unde a fost internat sau ce fel de sistem de intervenție medicală a avut. Sistemul cardurilor de sănătate este absolut nefuncțional și de zile în șir angajații cabinetelor medicale spun că se descurcă îngrozitor de greu. Practic, eliberează norb rețetele, pentru care așteaptă zile și nopți la rând confirmarea din sistem. E o ruletă la care asigurații, oamenii bolnavi, ori bătrâni, riscă însăși viața lor. Încercăm mai întâi să facem transmiterea offline și apoi, când se poate, se încarcă pe online și se colaborează foarte bine cu farmaciile. Altfel nu s-ar putea. Și cu ceilalți specialiști, pentru că nu ne referim numai la rețete, sunt și biletele de trimitere. Și în cazul în care dai un bilet de trimitere fără să fie confirmat de casa de asigurări, nu are nicio valoare. Și atunci, sigur că rămânem după ore noi, colegele asistente și până noaptea târziu, tot încercăm. O zi, două, trei, până la 72 de ore. 3 zile durează să transmită un medic datele unui pacient și există oricând riscul ca omului să nu-i se confirme tratamentul. Așa se ajunge să fie pus la plată, chiar dacă suferă de boli cumplite. Sistemul nu funcționează mai deloc de cel puțin 10 zile, iar asta nu îi afectează prea tare pe cei care ar putea să ia măsurile necesare. Acesta a costat 100 de milioane de euro, motiv pentru care ministrul sănătății a declarat zilele trecute că nu va renunța la el.